continuare am să dau cuvântul domnului avocat Daniel Atasie din Baroul Iași și lector al Facultății de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza pentru a ne introduce în dreptul de a beneficia de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării în faza de urmărire penală și în faza de cameră preliminară. Iată aspecte foarte concrete legate de două momente principale ale procesului penal. Vă mulțumesc, onorată audiență. Chestiunile pe care urmează să le expun domniilor voastre vizează mai puțin aspectele de natură teoretică legate de calitatea mea de cadru didactic, cât mai ales de aspecte de natură practică întâlnite în practicarea profesiei de avocat, în condiții în care sunt avocat și îmi place să cred că sunt și specializat în cauze penale, crezând cu tărie că un avocat calificat este doar cel care se specializează, nimeni nu poate fi în egală măsură competent, bun, calificat în toate domeniile dreptului. O serie de chestiuni prealabile, raportați și la cele care au fost anterior supuse dezbaterii, vizând relația între avocat și magistrat, sigur că nu poate fi reglementată această relație de o manieră și nici nu este de dorit de o manieră extrem de riguroasă, extrem de precisă, astfel încât fiecare aspect al acestei relații să poată avea în spate o normă juridică. Prin urmare, e nevoie de multe ori de acoperirea, de înțelegerea practic a activității desfășurate de celălalt participant în procesul penal pentru a putea aprecia în ce măsură o anumită cerere, o anumită solicitare formulată de apărător este sau nu este exercitată cu bună credință în scopul exercitării profesiei sau ceea ce uneori e catalogat ca fiind chichița avocățească. Sigur, dorința mea și ca și cadru didactic ar fi ca magistratul să ajungă să aibă posibilitatea eventual pe o perioadă mai mare sau mai mică de timp anterior exercitării profesiei, poate să treacă și prin profesia de avocat. Doar mergând prin profesia de avocat să pot înțelege care sunt limitările, care sunt cerințele și cum mă raportez eu ca apărător, ca avocat într-un dosar la necesitatea clientului. Din acest punct de vedere, sigur, e un lucru lăudabil faptul că la nivelul Institutului Național al Magistraturii, tinerii viitori magistrați au, sau în privința acestora s-a demarat un program prin care practica în profesie juridică include și practica în cabinete avocațiale. O practică de câteva luni, e adevărat, nu întotdeauna efectuată de o manieră concretă și riguroasă, dar un element care permite viitorului magistrat să înțeleagă în mod concret, dincolo de ceea ce judecătorul percepe în fața sa în ședința de judecată ca și prestația avocatului, ce înseamnă de fapt munca avocatului până la acel moment în care timp de 10, 15, 20 minute, o oră, vorbește și își expune motivele, argumentele. Sigur că în această relație cred că trebuie plecată la buna credință, de la faptul că și unul și celălalt acționează în limitele respectării legii și cu buna credință în acest sens și că interesul comun este dat nu numai de dorința de aplicare a legii, dar și de faptul că suntem o comunitate a juriștilor, suntem toți absolvenți ai unei facultăți. Sigur că avem în afară de această relație magistrat-avocat și poporul, populația, justițiabilul. Sunt magistrați, sigur, ne salutăm, ne întâlnim pe stradă, ne salutăm în holul instanței, dar sunt și justițiabili care văd în a discuta cu un magistrat, a schimba două cuvinte, a discuta cu eventual un avocat al părții adverse în acel dosar, dar un confrate, o întinare a intereselor, o trădare a acestor interese. Sigur, nu e un lucru corect, nu e un lucru normal. Avem în spate însă o societate care, a cărui grad de civilizație, de dezvoltare, până la urmă, influențează și aceste relații între magistrat și avocat.
S-a discutat anterior despre procesele televizate și am convingerea că acestea sunt opera nu numai a atitudinii interesate, cointeresate a jurnaliștilor sau, mă rog, a unora care își spun jurnaliști, ci, în egală măsură, televizarea anumitor dosare, scăparea în presă a anumitor informații, este realizată și pe partea judiciară, în special pe partea de urmărire penală. Sigur, nu-i frumos să vorbim de persoane în lipsă, dar ar fi fost poate foarte interesant să purtăm aceste discuții și cu reprezentanții procurorilor, pentru că însăși tema aceasta a garanțiilor în materia procesual penală, în materia procesului penal, implică cel mai adesea probleme în faza de urmărire penală sau probleme în faza de urmărire penală a căror solicitare, invocare, rezolvare se cere a fi făcută în faza de judecată, mai precis, mai ales în faza de cameră preliminară. Deci, din acest punct de vedere, avem în spate un popor care e avid sau nu de informații televizate, de discuții, mai mult sau mai puțin profesioniste pe această temă și care e un mare consumator de televiziune. În condițiile acestea, sigur că avem un impact asupra desfășurării însuși actului de justiție. Pe de altă parte, însă, nu pot să nu remarc că același popor care este blamat pentru această conduită și uneori pentru această lipsă de informare cu privire la normele elementare de drept, de reguli ce țin de desfășurarea unui proces penal și a garanțiilor, a respectării, să zicem, minimale a prezumției de nevinovăție, același popor îmi este prezentat ca, sau opinia aceluiași popor îmi este prezentată în cursul arestării preventive pe temeiul articolului 223 aniatul al doilea, ca reprezentând un argument foarte important în dispunerea, în luarea, în prelungirea măsurii arestării preventive, pentru că, ca să citez din o parte din argumentările invocate în referatele cu propunere sau de prelungire, iată, poporul vede că dacă nu-l arestăm preventiv, el va fi scapă de răspundere penală, vede că poporul, că dacă nu arestăm preventiv, scade competența, prestigiul unui anumit organ de urmărire penală, vede că dacă nu-l arestăm preventiv, deci dacă nu-l privăm de libertate, se poate interpreta că are o anumită situație materială și că această situație materială îl face să pară de neatins în fața legii. Sigur, am văzut și alte motivări și mai curioase legate de inclusiv mecanismul de verificare și atenționarea că dacă nu mergem și nu pedalăm în sensul arestării preventive, nu vom da bine în următorul raport al mecanismului de verificare. Din acest punct de vedere, avem unul și același popor și, sigur, e sarcina magistratului când analizează aceste situații să vadă nu numai ce vrea poporul, ci și ce ar trebui să vrea poporul, pentru că sunt convins că dacă mâine ar iniția cineva o lege cu privire la înlăturarea tuturor taxelor și impozitelor, ar fi un popor doritor să scape de aceste taxe și impozite, nu neapărat că ar fi un lucru bun. În ceea ce privește tema pe care mi-am propus să o tratez astăzi, legată de garantarea prin normele procesual penale a timpului și înlesnirilor necesare pregătirii apărării. E adevărat că mai mult de jumătate din această temă, probabil, a fost deja abordată, expusă și voi încerca, așa cum încerc și în cursul pledoariilor în fața instanțelor, să nu mă repet pe ceea ce anterior s-a spus și pe ceea ce a abordat și colegul meu, domnul avocat Ciobanu. Dreptul de a beneficia de înlesnirile și timpul necesar comunicării e o parte importantă a dreptului la apărare, un drept care poate fi generic, mă rog, desemnat, definit ca o totalitate a prerogativelor, a formalităților, a posibilităților, a garanțiilor recunoscute de lege părților și subiecților procesuali, în vederea susținerii și valorificării drepturilor și intereselor legitime. Sigur, avem dreptul la apărare garantat atât prin norme interne cât și prin norme internaționale. Avem articolul 24 din Constituție, în care legiuitorul constituant a înțeles ca dreptul la apărare să fie nu numai recunoscut, ci să fie și garantat. Această distinție ar impune faptul că statul, cel care este garantul acestor drepturi, inclusiv a dreptului la apărare,
îmi oferă nu numai prilejul, mijloacele pentru exercitarea acestui drept, dar îmi oferă și intervenția necesară atunci când acest drept a fost încălcat. Și sigur, cele mai multe din discuții sunt legate de prevederea unor dispoziții cu privire la dreptul la apărare, dar inexistența unor sancțiuni concrete, efective, pentru limitarea acestui drept. În ceea ce privește convențiile internaționale, voi face foarte pe scurt trimitere la acestea și motivat de faptul că, potrivit articolului 20 din Constituția României, aceste tratate privitoare la drepturi fundamentale ale omului, pentru că dreptul la apărare este înscris în acest drept al acuzatului în general, dar al tuturor subiectelor procesuali și părților în general, aceste tratate vor avea întotdeauna întâietate atunci când au mențiuni sau prevederi mai favorabile decât legislația internă. Avem mențiuni cu privire la respectarea dreptului la apărare, pe de o parte, în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în articolul 11.1, avem în Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice, adoptat de Organizația Națiunilor Unite în 1966, și sigur, culmea ironiei, a fost și ratificat de România în 1974. Culmea ironiei, de ce? Pentru că se impunea să constata și, mă rog, nu vreau să folosesc cuvinte mari, nu e suficient să ai un cadru legislativ coerent, e important să aplici legea. Pentru că uneori, la capitolul legi emise, elaborate, avem cadrul normativ corect, în concordanță cu normele internaționale, dar în ceea ce privește aplicarea concretă, aici avem de suferit. Deci rețineți că acest pact internațional, care prevede în articolul 14.3 drepturile pe care le are acuzatul în procesul penal, drepturile minimale, între care la litera C, B, să dispună de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării și să comunice cu apărătorul pe care și-l alege, a fost adoptat încă din 1974 în România. În ceea ce privește Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, cu siguranță cunoașteți dispoziția articolului 6, aliniatul al treilea, care în titulatura dedicată dreptului la un proces echitabil, reglementează în aliniatul al treilea, litera B, dreptul unui acuzat să dispună de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării. În ceea ce privește Uniunea Europeană, a cărei membru suntem, avem Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, adoptată în 2007, dar intrată în vigoare în 2009, odată cu tratatul de la Lisabona, și în care este recunoscută acest drept la un proces echitabil. De asemenea, orice persoană are dreptul de a avea un proces desfășurat într-un termen rezonabil în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită în prealabil prin lege, și de asemenea posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată. De asemenea, avem obligația sau posibilitatea recunoscută celui acuzat de a beneficia de asistență juridică gratuită dacă nu dispune de resursele suficiente financiare și în măsura în care aceasta este necesară pentru a asigura efectiv accesul la justiție. În ceea ce privește noul cod de procedură penală, și sigur, suntem în continuare la un an și câteva zile la un nou cod de procedură penală. E un moment foarte dificil și aici probabil că toată lumea este de acord să acaparezi, să înțelegi un nou cod penal, un nou cod de procedură penală și să-l aplici în practică. Și e o dificultate care ține nu doar de actul didactic al predării, dar și de actul celui chemat să aplice, că e avocat, că e judecător, că e procuror. În aceste condiții, pregătirea profesională, pregătirea continuă, pregătirea inițială joacă un rol important și cunoașterea, înțelegerea de către apărător, de către avocat, a tuturor garanțiilor, a tuturor mijloacelor ce îi sunt oferite în în cursul procedurii penale, în cursul procesului penal, îi conferă acestuia și posibilitatea exercitării unei apărări efective. Numai în măsura în care cunoaște în mod temeinic toate aceste dispoziții, poate să își exercite aceste drepturi și, sigur, poate inclusiv să reacționeze față de
nerespectarea acestor drepturi de către organele judiciare, ipotetic vorbind. Sigur, le spun studenților, că nu-mi permit să spun aceste audiențe, dreptul la apărare nu se confundă cu dreptul de a avea un apărător. E o componentă și o formă de manifestare. Însă clientul beneficiază în continuare de dreptul la apărare și poate și are dreptul să-și exercite acest drept personal, chiar în condițiile în care are desemnat un apărător în oficiu sau există un apărător ales. E de dorit ca apărarea să se realizeze de o manieră calificată, prin urmare, prin intermediul unui avocat, mai mult a unui avocat care e pregătit și care acordă timpul necesar studierii cauzei respective. Dar asta nu împiedică cu nimic exercitarea unui drept personal pe care persoana îl are în procesul penal. De aceea, persoana în cauză, că este suspect, că este persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă de civilmente, are în egală măsură și ea drepturile prevăzute generic pentru exercitarea apărării, inclusiv acest drept de a beneficia de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării. Acest beneficiu este stipulat, așa cum s-a arătat anterior, de o manieră generică în articolul 10, aliniatul al doilea din Codul de Procedură Penală, corelativ cu obligația organelor judiciare de a se asigura că acest drept efectiv este realizat de către părți și subiecții procesuale în tot cursul procesului penal. În ceea ce privește această exercitare a dreptului, a posibilității de a avea timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării, cel mai adesea limitările le-am observat în faza de urmărire penală. S-a discutat de o mare parte dintre aceste limitări, de aspecte de natură practică, care fac ca exercitarea dreptului de apărare în aceste condiții să fie oarecum limitată. În consecință, în esență, un prim subiect de natură practică întâlnit și care are relevanță vizează această urmărire penală in rem. În concret, noul cod de procedură penală obligă organul de urmărire penală să înceapă urmărirea penală in rem și la un moment dat, dacă se apreciază că din datele și probele existente există suspiciunea rezonabilă, presupunea rezonabilă că o anumită persoană a săvârșit fapta, se poate dispune continuarea urmăririi penale in persona. În legătură cu exercitarea dreptului la apărare în această procedură a urmăririi penale in rem, este de observat că dreptul la apărare este recunoscut de lege exclusiv subiecților procesuali și părților. Persoana față de care care este acuzată sau care face obiectul unei cercetări, fără a fi dobândit calitatea de suspect, nu are o calitate procesuală de parte sau de subiect procesual. În această fază a urmăririi penale in rem, care poate dura, așa cum a arătat și colegul meu, mai mulți ani de zile în funcție și de complexitatea cauzei, se pot desfășura acte de urmărire penală, acte probatorii, față de o persoană, în legătură, sau care să afecteze ulterior apărarea acelei persoane, fără ca acea persoană să aibă posibilitatea efectivă să participe prin intermediul apărătorului și să-și facă apărările. Mai mult, există în practică tendința ca persoanele respective să fie chemate pentru a da declarații în calitate de martor. Sigur, avem un oarece remediu, dar care este și el insuficient în codul de procedură penală, care prevede dreptul martorului de a nu se autoincrimina. Dar, dincolo de această formulare marginală care este oarecum fericită, conținutul textului îmi arată că martorul în sine are un remediu și nu un drept propriu-zis de a nu se autoincrimina. Acel text de lege nu prevede dreptul martorului de a se abține să dea declarație, ci se prevede doar obligația organului judiciar de a nu folosi o asemenea declarație ulterior împotriva sa, în măsura în care dobândește calitatea de suspect sau inculpat. Mai departe, într-o urmărire penală in rem, rudele viitorului potențial suspect, soția, nu au interdicția reglementată de lege, beneficiul reglementat de lege, să nu dea declarație. Ele
pot fi obligate să dea declarație, pentru că atunci când ești chemat la declarație în cursul urmăririi penale și nu dai declarație, refuz să dai declarație, fără a fi într-una din categoriile expres menționate, ești pasibil de angajarea răspunderii penale pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă, dacă nu mă înșel, pentru refuzul de a preciza date esențiale asupra anchetei sau chiar pentru, în unele situații, s-a mers până la favorizarea infractorului pe refuzul de a da declarații. Deci, pe aceste aspecte, există o lipsă de protecție a viitorului suspect inculpat față de o anchetă desfășurată uneori pe o durată înaintată, cu atât mai mult cu cât momentul la care procurorul decide că are suficiente probe date pentru a dispune continuarea urmăririi penale din urmărire penală în rem, în urmărire penală în persoană, deci acest moment este lăsat la liberă apreciere a procurorului. Pentru motive lesne de aflat, sigur, poate fi cât mai mult întârziat acest moment, astfel încât o parte consistentă a apărării să poată fi efectuată înainte ca persoana respectivă să dobândească calitatea de suspect, respectiv să dobândească prin această calitate și prin încunoștințarea acestei calități drepturile și obligațiile pe care le are în calitatea de suspect, inclusiv dreptul de a face apărări. Ce poți face după acest moment, când constați că s-a desfășurat o perioadă însemnată de timp, s-au desfășurat activități probatorii, nu există în esență o sancțiune procedurală, procesuală pentru aceste acte, ele sunt efectuate în conformitate cu legea în vigoare, poți solicita suplimentarea declarațiilor sau repetarea acestor declarații, dar argumentele de text sunt relativ subțiri și cel mai adesea nu conduc la această finalitate. Un al doilea aspect observat în practică este legat de momentul în care acuzația, calitatea de suspect, mai bine zis, este adus la cunoștința celui în cauză. Potrivit legii, procurorul este singurul abilitat să dispună prin ordonanță continuarea urmăririi penale in persona. Legea prevede în sarcina organelor de urmărire penală de a aduce la cunoștință existența acestei calități înainte de prima audiere. Cu cât timp înainte, la cât timp de la momentul în care se dispune continuarea urmăririi penale in persona, există posibilitatea și, din păcate, observ în practică asemenea situații în care, deși persoana a dobândit calitatea de suspect, se întârzie, intenționat sau nu, aduce la cunoștință acestei calități pentru a prezerva, sau eu știu, bănuiesc că ăsta este motivul, nepublicitatea acestei faze de urmărire penală, neimplicarea acestuia în faza de urmărire penală, pentru că din momentul în care suspectul dobândește, cunoaște această calitate, foarte probabil va putea să apeleze la un avocat, iar avocatul va putea, prin intermediul drepturilor recunoscute, să asiste la efectuarea oricărui act de urmărire penală. Dacă nu mă înșel, articolul 10, aliniatul al 3-lea din Codul de Procedură Penală, prevede o normă cu caracter de principiu, care completează sau care definește intervalul de timp în care suspectului trebuie să-i fie adus la cunoștință această calitate. Dacă reglementările referitoare la audiere spun trebuie să aduci la cunoștință audierea cu ocazia primei audieri și această audiere pot să o programez peste 6 luni, 5 ani, când doresc eu procuror, în ceea ce privește articolul 10 aliniatul al 3-lea, prevede în mod expres că are dreptul suspectul sau inculpatul să-i fie adus la cunoștință de îndată această calitate. Ori, aducerea de îndată acestei calități implică conștientizarea acestei staturi de, sau acestui statut de participant în procesul penal și implicit exercitarea unei apărări. Nu e obligatoriu că își va exercita o apărare eficientă, chiar dacă există o aducere la cunoștință a calității de suspect, dar pe de altă parte, în mod cert, nu va putea să-și exercite dreptul, nu va putea să cunoască dreptul la apărare câtă vreme este întârziat acest moment al aducerii la cunoștință a calității de suspect. Care este remediul? Sigur, ajungem la a formula plângeri față de această întârziere a aducerii la cunoștință a calității de suspect. Ajungem să facem cerere în procedura de cameră preliminară, dar toate sunt legate de eventuale nulități relative, iar din experiența proprie, nu vreau să generalizez, nulitățile relative nu prea au succes de multe ori în faza de judecată.
E adevărat că la o nulitate relativă nu e suficient să invoci încălcarea legii, trebuie să faci dovada și a vătămării procesuale și mai mult a necesității ca prin anularea actului să se înlăture acea vătămare. Mai greu este atunci când această vătămare este produsă de o inacțiune. Gândiți-vă că pentru o inacțiune, pentru o lipsă de diligență, pentru nerespectarea unui anumit termen, nu avem în spate un act sau o măsură procesuală. Da, s-a vorbit aici, avocatul are dreptul de a se plânge procurorului cu obligația acestuia ca pentru anumite încălcări să răspundă în 48 de ore, sau partea are dreptul sau subiectul procesual să se plângă pe procedura obișnuită contra actelor și măsurilor organului de urmărire penală. Este lipsa de diligență, lăsarea în nelucrare, refuzul de a da răspuns unei cereri, un act sau o măsură procesuală? Deja am primit soluții din partea procurorilor ierarhici superiori care au spus, aici e vorba de lipsa unui act, de o lipsă de diligență, de o inacțiune care nu este acoperită de textul de lege în ceea ce privește dreptul de a formula cereri și de a formula plângeri. De altfel, plângerea în sine e o altă componentă a exercitării dreptului la apărare. În ceea ce privește dreptul de a consulta dosarul cauzei, e de lăudat și salut din partea, mă rog, avocatului care lucrează în penal, reglementarea acestei drept recunoscut atât avocatului cât și clientului său de a studia dosarul cauzei. Și sunt perfect de acord cu susținerile colegului meu, Petrus Ciobanu, domnul Petrus Ciobanu, legat de faptul că o apărare eficientă implică consultația juridică eficientă implică niște date factuale pe care uneori ți le prezintă trunchiat clientul, dar care cel mai adesea se referă la o acuzație sprijinită de niște probe într-un dosar. Prin urmare, această sfătuire a clientului ca în momentul în care ți se aduce la cunoștință acuzația să nu dai replica imediat, să nu dai declarație, nu este un moft și nici o fugă de responsabilitatea avocatului care zice ok, hai să nu dăm declarație până la sfârșit și la sfârșit ne vom lămuri cu privire la toate aceste aspecte. Sigur, procurorul poate avea spre soluționare o cerere de consultare a dosarului. Legea însă nu prevede termenul în care procurorul trebuie să-mi răspundă și de asemenea să-mi pună la dispoziție acest dosar. Mai mult, prin maniera în care este reglementată posibilitatea procurorului de a restricționa față de suspect accesul la dosar, practic s-a anulat cu totul posibilitatea reală de a studia dosarul. Probabil că 99% din cazurile în care, după aducerea la cunoștința calității de suspect, formulez cerere pentru studierea dosarului, procurorul, în baza acestui text care este extrem de generos, spune nu este în interesul bunei soluționări a cauzei ca suspectul să aibă acces la acest moment la dosarul de urmărire penală. În ceea ce privește calitatea de inculpat, sigur, există această limitare. Procurorul poate limita accesul la dosar pentru o perioadă de cel mult 10 zile. Și aici textul de lege suferă pentru că nu îmi spune foarte clar dacă e 10 zile de la data punerii în mișcare acțiunii penale, deci dobândirii calității de inculpat, sau 10 zile de când eu ți-am făcut cererea pentru a studia dosarul. Mai mult, neprevăzând un termen în care trebuie să-ți răspundă, procurorul poate întârzia, justificat sau nu, accesul la acest dosar și în perioada respectivă pot fi efectuate acte de urmărire penală, audieri și alte activități, a căror, sau în legătură cu care, apărarea să fie mult prejudiciată prin faptul că nu am acces, deși legea îmi permite, la dosarul cauzei. Revenind foarte pe scurt la dreptul de a nu da declarație și apropo de aplicarea concretă a textului de lege, nu numai de prevederea textului de lege, e, din păcate, hai să vorbesc doar de referatele cu propunere de arestare preventivă sau de rechizitoriile emise, e folosit acest drept la tăcere de o manieră contrară reglementării în codul de procedură penală. Pe de o parte, ți se spune ție inculpat sau suspect, ai dreptul să nu dai declarație. Pe de altă parte, în propunerea de arestare, în rechizitoriu, mi se vorbește de o conduită procesuală incorrectă
pentru că inculpatul nu a colaborat cu organele judiciare pentru aflarea adevărului. Haideți să ne înțelegem, e un drept sau e o obligație? Și dacă legea îmi recunoaște un drept, de ce ar trebui să sufăr din pricina exercitării dreptului la, de a nu da declarații, de a nu mă autoincrimina? Sunt de acord, nu pot fi premiat, nu pot primi coroniță pentru faptul că am ales să nu dau declarații. Însă, în concret, justificarea unor soluții sau justificarea unor măsuri pe acest argument al exercitării dreptului la apărare vine în contradicție tocmai cu ceea ce îi se spune inculpatului cu ocazia primei audieri. Ai dreptul să nu dai declarație și, din exercitarea acestui drept, nu vei suferi nicio consecință negativă. În ceea ce privește dreptul de a copia, de a obține copii din dosarele cauzei, e adevărat că prin prisma activității mele și prin restricțiile pe care le implică și calitatea de cadru didactic, sfera mea de activitate se rezumă oarecum la curțile de apel din zona Moldovei. E îmbucurător să aflu că la București organele de urmărire penală comunică aceste dosare de urmărire penală pe stick. Cele mai importante realizări în acest domeniu la Iași a fost să obțin o declarație sau două pe un stick și, sau eventual rapoartele de expertiză, cel puțin expertizele financiar-contabile în dosarele de evaziune, unde sunt foarte complexe și acolo cred că și din rațiuni de natură economică se preferă să mi se dea varianta pe stick să printez eu documentul decât să mi se livreze o copie Xerox. E un lucru de dorit și mai mult există și un text de lege care îmi permite ca orice comunicare, pentru că aici până la urmă e vorba de comunicarea unor acte la cerere, să se facă în varianta electronică, inclusiv prin varianta e-mail. În plus, e și un argument de natură financiară. Fac aici o scurtă paranteză. Înainte de intrarea în vigoare a codurilor, au fost derulate o serie de studii de impact care au analizat impactul financiar al intrării în vigoare a noilor coduri. Prin urmare, ar fi trebuit să fie previzionate niște cheltuieli și aceste cheltuieli date, sau mă rog, prevăzute în bugetele Ministerului Justiției și a Ministerului Public, pentru că, iată, față de codul de procedură penală anterior, când obținerea de copii era lăsată până la urmă la bunăvoința procurorului, de această dată este recunoscut un drept și în situațiile în care dosarul de urmărire penală este foarte complex, a efectua copii din dosar înseamnă cheltuieli, înseamnă o dotare, o logistică și înseamnă un aparat de specialitate care să fie disponibil. Ori nu am sigur o evaluare și nu cunosc în detaliu toate aceste aspecte de natură tehnică, dar pot constata în mod punctual că sunt pachete și sunt și instanțe de altfel care au mari dificultăți în acest aspect al realizării, din punct de vedere tehnic, al copiilor și a eliberării lor într-un termen decent, rezonabil, pentru că și aici e o problemă de eliberare a acestor copii. Voi vorbi acum despre camera preliminară, despre un termen foarte strict al camerei preliminare și de necesitatea ca în camera preliminară să analizez rând pe rând fiecare din actele de urmărire penală și solicitările de a obține copii. Sunt dosare cu multe, multe volume, sunt dosare în care eliberarea acestor copii durează zile, ceea ce afectează termenul necesar pentru rezonabil pentru efectuarea apărării. Deci, revenind, există această posibilitate și ar fi de dorit ca ea să fie generalizată, inclusiv poate prin normele interne, astfel încât aceste copii să poată fi comunicate într-o variantă electronică. Aici, în ceea ce privește fotocopierea, textul de lege nu acoperă însă un aspect relativ important, cel al înregistrărilor audio-video. Nu avem un text de lege care să permită în mod expres obținerea și acestor înregistrări audio-video. Pentru că, referindu-se la dreptul de a studia dosarul și de a obține fotocopii, automat poate fi interpretat că acest drept este limitat doar la documente care pot fi copiate. Ori, de multe ori, sau în dosarele complexe,
posibilitatea de a asculta integralitatea unei conversații care a fost interceptată, de a observa în ce măsură a fost truncheată, de a vedea în ce măsură există o corespondență între înregistrarea audio-video și ceea ce este redat, poate fi esențial, mai ales că există posibilitatea întotdeauna de a rupe din context o anumită frază, de a nu putea observa care este tonul vocii, mai glumeț, mai serios sau alte elemente și care țin de înregistrarea respectivă și nu pot fi redate în varianta scrisă. Ori pe lipsa acestui element și când consult dosarul, am dreptul să am acces la toate materialele cauzei, deci inclusiv la aceste înregistrări audio-video, s-ar impune a fi reglementată și acest aspect. Costurile xerocopierii. De ce e mai scump xerocopierea de două ori la anumite parchete decât la instanță? Sigur, poate sunt considerate elemente minore. Sunt relativ minore, dar atunci când volumul actelor necesare a fi studiat. Și sigur, se face pe cheltuiala clientului, dar și clientul respectiv are un buget, are un buget pe care îl alocă onorariilor de avocat și îl alocă celorlalte cheltuieli suplimentare. Motivația legată de inexistența unor aparaturi performante, legată de ordine interne pe care se stabilește costul acestora, poate influența la un moment dat în realitate efectivitatea acestui drept de a obține copierea materialelor cauzei. De multe ori am constatat că volumele puse la dispoziție sau documentele puse la dispoziție în cursul unei penale nu sunt legate, nu sunt numerotate și atunci ce certitudine am eu că ceea ce mi s-a oferit spre studiu e ceea ce există într-un anumit moment în faza de anchetă și că nu mi-au fost selectate anumite documente. În plus, la sfârșitul acestei activități, ca regulă, se întocmește un proces verbal care consfințește că eu, avocat sau eu, client, am studiat volumele 1, 3, 5, 7. În mod normal, aceste volume ar trebui legate, ar trebui numerotate, înseriate, astfel încât să fie și mai simplu când solicit copii Xerox, să pot să solicit dosarele sau filele și dosarele respective. Singurul moment în care se realizează acest lucru este atunci când dosarul pleacă la instanță, fie cu o măsură preventivă, fie cu alte cereri care sunt de competență în faza de urmărire penală a judecătorului de drepturi și de libertăți. Spațiile necesare pentru studierea dosarelor. Sunt parchete mai mari, parchete mai mici, sunt parchete mari care funcționează în spații mici și parchetul de la Iași e, din nefericire, un exemplu în acest sens, în care dotarea tehnică, logistica Ministerului Public e extrem de restrânsă. Sunt inexistența acestor spații se răsfrânge indirect și asupra activității avocatului, pentru că uneori e o mare, mare problemă. Nu să găsești procurorul disponibil să îți pună la dispoziție dosarul cauzei, ci să-ți găsească un loc în acel parchet în care să poți studia și eventual să-l poți studia în condiții relativ decente. Să nu stai cu dosarul pe genunchi sau într-un cot sau într-un scaun care stă să se prăbușească. Sigur, astea sunt elemente ce țin de acel studiu, până la urmă, de impact financiar și e problema generică a finanțării sistemului de justiție. În ceea ce privește confidențialitatea relației între client și avocat, în situația în care clientul este privat de libertate, legea recunoaște în mod expres dreptul inculpatului, mă rog, și a suspectului, dar inculpatului reținut și arestat, de a lua contact cu apărătorul său în condiții de confidențialitate. Sigur, aceste discuții pot avea loc în arest, pot avea loc la sediul parchetului, pot avea loc la sediul instanței. Din nefericire, nu întotdeauna există aceste spații și mai mult, aceste spații trebuie să aibă o conformație specială care să-i permită gardianului, mă rog, polițistului, celui care ține de administrația penitenciară, să se îndepărteze la o distanță rezonabilă, da? Să nu fie prezent în aceeași cameră, pentru că chiar dacă nu am dispozitive de înregistrare audio-video, el este o persoană terță străină care e prezentă în acea cameră
Și asta automat afectează această confidențialitate și încrederea clientului că poate să vorbească în mod liber cu avocatul său în condiții în care sunt terți de dosarul respectiv și care nu au obligația de confidențialitate, așa cum am eu în baza legii de exercitare a profesiei. Deci există aceste limitări și, din păcate, aceste limitări de natură tehnică afectează însă și efectivitatea dreptului la apărare, apropo de înlesnirile necesare practicării profesiei. Și acest lucru se întâmplă inclusiv la instanța de judecată. Da? Ar trebui să existe locuri special destinate în care să pot lua legătura cu clientul în condiții de confidențialitate, nu în sala de judecată 5 minute, nu într-o sală în care sunt microfoane și sunt camere de luat vederea. În ceea ce privește timpul necesar pentru realizarea dreptului la apărare, s-a discutat aici de o problemă spinoasă, aceasta a reținerii, urmată de propunerea de arestare preventivă. Sunt, din păcate, o serie de dosare care au o evoluție fulminantă, explozivă. Cunoașteți acest lucru, luat cu mandat de acasă, mandat de aducere, audiat la sediul parchetului, în mai puțin de 5-6 ore ai și calitatea de suspect, ai și calitatea de inculpat și ești prezentat la instanță cu propunerea de arestare preventivă. Uneori având în spate o urmărire penală și volume adunate în luni și luni de muncă, volume care înseamnă probatorii pe care acuzarea le invocă în ceea ce privește necesitatea de a se lua măsura preventivă. Sigur, avem deocamdată această limitare prevăzută de articolul de Constituția României, care a statuat asupra reținerii ca fiind o măsură care nu poate depăși 24 de ore. Nu știu dacă mi-aș dori neapărat ca reținerea să dureze 72 de ore, poate mi-aș dori să nu se mai apeleze la această reținere ca preambul al arestării preventive decât în cazurile extreme. Pentru că am atâtea exemple în care urmărirea penală se desfășoară 2-3 ani de zile cu suspectul respectiv, sau mă rog, nu are calitate de suspect, dar în care e pe stradă, n-a mai comis nicio infracțiune. Argumentul că trebuie să-l rețin și să-l aduc în fața instanței în cătușe e, mă rog, greu de susținut. Nu există nicio condiționare procedurală ca arestarea preventivă să o propun numai față de cel care este reținut. După cum susțin eu că nu există niciun imperativ ca judecătorul să soluționeze cererea respectivă într-o asemenea celeritate, astfel încât pronunțarea soluției de, mă rog, luare sau nu a măsurii arestului preventiv să fie realizată în decursul celor 24 de ore, măsura fiind luată pe cel mult 24 de ore, dar de regulă fiind luată pe durata maximă. E adevărat că textul de lege impune procurorului ca atunci când o persoană a fost reținută să înainteze propunerea cu, sau mă rog, referatul cu propunerea de arestare preventivă în cel puțin 6 ore sau cu cel puțin 6 ore înainte de expirarea acestei măsuri, iar judecătorul de drepturi și de libertăți are obligația corelativă de a fixa termenul de judecată înainte de a expira durata arestării preventive. Deci cel mai adesea și în cel mai bun caz e un interval de timp în care din momentul înregistrării dosarului și până la fixarea termenului de judecată e un interval de 6 ore, în măsura în care cineva chiar și respectă acest interval, pentru că nu, multe din aceste, sau dacă nu majoritatea acestor termene, sunt considerate termene de recomandare. Nerespectarea acestui termen nu atrage consecințe procesuale în cauza respectivă. Ori, cauze complexe, cu foarte multe volume, în care în 6 ore, 5 ore, 3 ore, ca avocat ești înștiințat că s-a fixat termen pentru luarea măsurii sau, mă rog, pentru discutarea arestării preventive, în care eventual sunt mai mulți inculpați, mai mulți apărători care vor să studieze dosarul cauzei, toate astea afectează efectivitatea, existența în realitate a înlesnirilor pe care statul mi le garantează ca exercitarea dreptului la apărare. Nu vorbesc aici despre faptul că dreptul de a consulta dosarul cauzei, care poate fi exercitat și în această perioadă, mai ales că uneori afli în 24 de ore și că ești acuzat și că ești inculpat și că vei fi propus pe arestare preventivă. Acest drept aparține în mod concret și celui în cauză. Ne putem imagina
Ce ar putea răspunde un magistrat în momentul în care suspectul, inculpatul, mă scuzați, reținut cu propunerea de arestare preventivă, ar solicita să studieze și el personal acel dosar al cauzei voluminos, pentru că, până la urmă, în audierea aceea, în fața instanței, îi se vor pune întrebări, dacă dorește să dea declarații, în legătură cu motivele pentru care se propune arestarea preventivă. Am ajuns ca, în multe cazuri, să obțin ca un mare favor referatul, sau mă rog, nu referatul. În multe cazuri, ceea ce mi se oferă sau pot să obțin până la judecarea arestării preventive este referatul cu propunerea de arestare preventivă. Însă acel referat, care sigur este important pentru că este actul de sesizare și el înfixează temeiul arestării, argumentele, acel referat trebuie validat de ceea ce se află în dosarul de urmărire penală. De aceea, din punctul meu de vedere, aici e una din marile probleme ale unei apărări efective derulate în legătură cu aceste proceduri care sunt extrem de strânse ca interval de timp în procesul penal. Dacă s-ar fi prevăzut o variantă în care să iau inculpatul, să-l plasez în arest la domiciliu înainte de a discuta arestarea preventivă, probabil că acest lucru ar fi diminuat din presiunea care există atât pe avocat să facă apărarea și să o facă eficient într-un interval cât se poate de scurt de timp, cât și a judecătorului. Sigur, nu mai discut de situațiile în care, datorită numărului, datorită încărcării instanței, judecătorul ajunge să se pronunțe sau ajunge să analizeze un dosar după alte ore și ore de petrecut în ședința de judecată pe alte dosare. În ceea ce privește faza de urmărire penală, aș mai remarca un element care, din punctul meu de vedere, tinde să aducă atingerii posibilității unei apărări efective. Se apelează la un număr de cauze destul de mare la mijloace de probă, ca mijloc de probă la constatarea tehnico-științifică. Constatări tehnico-științifice care, sigur, au un anumit regim, sunt permise de lege, dar ca părere personală, mă rog, pe care am susținut-o și o susțin, ele sunt un subsidiar al expertizei. O constatare tehnico-științifică era reglementată, are o noțiune mai extinsă în noul cod de procedură penală, era reglementată ca un element de excepție atunci când, datorită pericolului de dispariție a unor probe, a unor urme, se apelează nu la un expert care este independent de organul de urmărire penală, este acreditat de Ministerul Justiției, ci se apelează la propriul specialist. Dincolo de acest lucru, pentru că propriul specialist poate fi bănuit de lipsă de imparțialitate, cu atât mai mult cu cât cel mai adesea este un angajat al instituției, prin urmare are o ierarhică deasupra și poate răspunde la niște dispoziții, la niște ordine, altele decât cele de natură pur științifică. Procedura expertiziei este practic singura, dacă nu mă înșel, procedură care în faza de urmărire penală aduce a contradictorialitate, pentru că procedura expertizei impune procurorului să cheme părțile la oaltă, să le spună: astea sunt obiectivele, ăsta este expertul, aveți posibilitatea să vă propuneți propriile obiective, aveți posibilitatea să criticați obiectivele care au fost propuse. Prin apelarea în mod nejustificat, excesiv, la constatările tehnico-științifice, evit nu numai apelarea la un expert, ci evit în egală măsură faptul ca inculpatul sau suspectul sau oricare din subiecții procesuali sau părți să aibă posibilitatea ca, raportat la acest mijloc de probă, să-și poată propune, să-și facă apărările necesare, să apeleze la un expert part. Sigur, ajungem cu aceste probleme în faza de cameră preliminară și argumentul pentru care nu sunt ele desființate, deși legea prevede caracterul urgenței ca o condiție pentru dispunerea unei asemenea constatări, sunt că textul de lege, ca și remediu, permite a se efectua o expertiză în faza de judecată. Bun, e un remediu, dar un remediu relativ redus, mai ales că întotdeauna, când va analiza mijloacele de probă, va avea de cântărit două elemente distincte, un raport de constatare și o expertiză, pentru că efectuarea unei expertize în faza de judecată nu înlătură automat valabilitatea raportului de constatare. În ceea ce privește procedura de cameră preliminară, aș face referire la stabilirea termenelor necesare pentru derularea acestei proceduri.
Legea prevede că acest termen pentru procedura de cameră preliminară nu poate fi mai mic de 20 de zile și procedura în ansamblu nu poate depăși 60 de zile. Sigur, un termen de recomandare și în momentul de față cred că practic imposibil de atins, cu atât mai mult cu cât această cameră preliminară a fost modificată implicit substanțial prin deciziile de neconstituționalitate care au impus ca procedurile derulate în această fază de cameră preliminară să devină proceduri contradictorii. În fixarea termenului necesar pentru discuțiile legate de camera preliminară, textul de lege impune a se avea în vedere, între altele, complexitatea cauzei. În afară însă de complexitatea cauzei, pe fondul camerei preliminare sunt derulate, pe fundalul acesteia, procedurile legate de verificarea măsurilor preventive. Nu e suficient să am un termen de 20, de 30, de 40 de zile pentru verificarea măsurilor, pentru analiza documentelor, a dosarelor cauzei și pentru formularea eventualelor cereri și excepții. Mai este important, din punct de vedere al apărării, să am efectiv acces la dosarul cauzei în acest interval de timp. Ori, în cazul în care există măsuri preventive cu care inculpații au venit în faza de cameră preliminară, se derulează, după cum știți, aceste proceduri de verificare a măsurilor preventive cu fond, cu crea de atac a contestației, motiv pentru care, uneori, aceste dosare lipsesc de la studiu, lipsesc de la posibilitatea de a fi obținute copii, perioade care se întind pe zile, dacă nu săptămână sau două săptămâni. În aceste condiții, eficiența, eficacitatea apărării este, sau a termenului acordat este extrem de redusă dacă, în realitate, termenul pe care îl ai la dispoziție pentru a consulta dosarul cauzei este redus. Pentru că, eminamente, faza de cameră preliminară este o fază de natură tehnică. Clientul, din punctul meu de vedere, cu foarte puțin te poate ajuta în această fază, pentru că pe camera preliminară ai de analizat legalitatea actelor și măsurilor dispuse, dincolo de regularitatea actului și aspectele ce țin de competență. Ori pentru a verifica ordonanțe dispuse, pentru a verifica măsuri, delegări și așa mai departe, ai nevoie de dosarul cauzei și, cel mai adesea, asta implică să obții o copie a dosarului cauzei. Copierea dosarului cauzei, din punctul meu de vedere, este absolut necesară pentru apărător, pentru a avea în față același dosar pe care judecătorul îl are pe masa sa. Dincolo de faptul că trebuie să remarc aici, ca avocat, am un mare beneficiu în acest sens, pot să mă zgâlesc dosarul cum îl doresc, pot să-l colorez cu toate markerele și toate culorile din lume, lucru pe care nu-l poate face cel mai adesea, cred, judecătorul. Acest lucru mi oferă și posibilitatea, apropo de relația cu judecătorul, ca ori de câte ori face referire la un act, la un document, la o declarație, să poți și să ai posibilitatea de altfel să invoci și să arăți în mod concret care este volumul, pagina la care se află acea declarație. E o chestiune, sigur, de respect și de facilitare a actului de justiție, cu atât mai mult cu cât atunci când ești într-un dosar cu foarte mulți inculpați, cu foarte multe fapte, sarcina ta ca avocat este să reușești să focusezi magistratul strict pe clientul tău și strict pe acea puzderie de acte de urmărire penală sau de judecată care vizează situația clientului. În faza de judecată, un singur aspect aș vrea să remarc. Dispoziția articolului 356 aliniatul al 3-lea din Codul de Procedură Penală, în care legea prevede că în cursul judecății persoana vătămată și părțile au dreptul la un singur termen pentru angajarea unui apărător și pentru pregătirea apărării. Sigur, e o dispoziție care este dată tot în acest sens al celerității procesului penal, însă ea trebuie avută în vedere și respectată în limita sau în textul de lege, în raport și cu calitatea acelui termen de a fi un termen efectiv. Pentru că în măsura în care dosarul este de o natură foarte complexă, în măsura în care termenul acordat este unul scurt, da, un termen de două săptămâni, acest termen în realitate nu conferă mijloacele necesare și înlesnirile necesare pentru a conferi acestui drept la apărare eficacitatea necesară. Ultimul aspect și închei. În practica Curții Europene a Drepturilor Omului, când s-a analizat
ce ar trebui să înțelegem prin timpul necesar pentru pregătirea apărării, sigur s-a constatat că nu există un timp standard. Nu există unitate de măsură care să poată fi pliată pe toate cauzele penale. În esență, ceea ce poate determina contura acest timp necesar e determinată de complexitatea în fapt și în drept a acuzației, de importanța activității pentru care timpul este necesar, de importanța fazei procesului în care trebuie pregătită apărarea, de eventuala schimbare a avocaților ce asigură apărarea și de volumul de muncă al avocatului. În anumite cazuri, Kremzov contra Austriei, un termen de 3 săptămâni a fost considerat suficient pentru ca un avocat să formuleze un răspuns la un document de 49 de pagini. Într-un alt dosar, Ocalan contra Turcii, s-a considerat o încălcare a articolului 6 aliniatul 3 litera B din Convenția pentru apărarea drepturilor omului, prin aceea că avocații apărării au beneficiat de doar 2 săptămâni pentru a pregăti apărarea într-un dosar cu 17.000 de pagini. Sigur că există și aici riscul ca dreptul la apărare, solicitarea de termene să fie făcută de o manieră excesivă, de o manieră tendențioasă și există și soluții ale Curții Europene care constată împrejurarea că schimbarea avocatului cu foarte puțin timp înainte de termenul de judecată pentru a obține un alt termen de judecată poate fi interpretată în anumite cazuri ca fiind nejustificată și, în esență, o abuzare a dreptului de a beneficia de timpul și înlesnirile necesare apărării. Vă mulțumesc!